Prin mai multe adrese, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea a solicitat CFR și sucursale regionale Căi Ferate Craiova identificarea unei modalități legale privind acordarea unui drept de folosință sau administrare Municipiului Râmnicu-Vâlcea asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea publică și privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a unor spații verzi, parcul delimitat la sud de strada Gib Mihăescu, la vest de strada Maior Popescu și la nord de clădirile aferente gării CF Râmnicu-Vâlcea, precum și aleilor pietonale situate de-a lungul liniei de cale ferată Piatra Olt Râmnicu-Vâlcea. După o perioadă destul de lungă de așteptare, parcul complet modernizat a fost inaugurat. Astăzi inaugurăm un parc mult visat de vâlceni. Știți foarte bine că aici era o zonă infectă. Vreau să mulțumesc Căilor Ferate pentru că am găsit posibilitatea să facem acest protocol pe 20 de ani, dar am reușit să facem datorită insistenței noastre. Toate promisiunile pe care le-am spus noi, în sensul că vom moderniza și gardul care aparține CFR-ului și toată această zonă, ne-am ținut de promisiune. Am făcut un gard extraordinar de necesar cartier. După cum vedeți, este spațiu de joacă pentru copii. Avem pistă de skateboard unice, dacă vreți, în Râmnicu-Vâlcea sunt unice. Nu știu dacă mai sunt în țară atât de frumoase ca acestea. Toaletă publică, loc de fitness pentru adulți, foarte multe flori, băncuțe, coșuri de gunoi. Deci, parcare. Deci, într-un cuvânt, este un loc în care vii cu plăcere să-ți petrești timpul alături de copii sau bunici, să vină să se odihnească. Sunt extraordinar de fericit de felul cum arată această zonă și vreau să-i felicit pe cei care au muncit aici. Și clădirea din apropierea noului parc este în vederea administrației locale. Din păcate, nu este clădirea noastră. Noi am făcut demersuri ca să preluăm această clădire și dacă vom reuși să preluăm această clădire, dar nu suntem noi proprietari, atunci cu siguranță va fi va avea altă față. Vreau să menționez un lucru. Acest parc a fost făcut în parteneriat cu tineri care au venit cu această propunere pentru schimbă. Ne-am motorat această promisiune, am făcut acest lucru și încă o dată vreau să afirm că sunt deschis ca primar pentru orice propunere care vine din partea tinerilor. Deci trebuie să recunoaștem viața trece, iar fiecare generație are gândirea ei și trebuie să luăm tot ceea ce e bun de la fiecare generație. Pe ce perioadă este închiriat terenul, parcul? Pe 20 de ani, deci nu avem probleme în acest sens. Deci noi avem dreptul, dacă un teren este închiriat pe minimul 5 ani, putem face investiții. Deci, de aceea n-am putut face nimic investiții, pentru că nu am avut acest contract de chirie. Și cât este chiria pe lună sau cum pe an? Este simbolic. În cazul chiar vreau să puteți 100 și ceva de lei sau 200 lei maxim. Ceea ce este simbolic, dar a durat, v-am spus, a durat 20 de ani ca să putem să ajungem această fază. Acum s-a modificat și legislația, sunt convins că am avut și noi o contribuție în modificarea legislației, pentru că, după cum știți, în zona Coromir este trecerea de cale ferată și acolo și stânga și dreapta unde există stradă sunt în patrimoniul CFR-ului și atunci ar trebui să s-a modificat legea și acum suntem în facem pașii următori pentru a prelua și acele terenuri, pentru că vrem să amenajăm drumurile respective, vrem să amenajăm trecerea peste cale ferată și nu puteam pentru că nu suntem proprietari. Sau nu le avem într-un act, într-un abisare sau în chirie. Acum lucrurile s-au clarificat și sper că în câteva luni de zile vom putea face și acolo investiții. Dezvoltarea turismului a reprezentat și reprezintă în continuare una din prioritățile autorității publice locale, astfel încât se impunea ca această zonă să fie reabilitată în concordanță cu aspectul urbanistic general al municipiului Râmnicu-Vâlcea.